Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Așa cum v-am obișnuit, vreau să fiu prima care vă vorbesc despre amprenta astrologică a lunii noiembrie pentru fiecare zodie în parte. Ca evenimente astronomice și astrologice importante. Pe 3 noiembrie, planeta Mercur intră în mers direct în casa balanței și asta aduce comunicare bună și interacțiunile încep să revină la normal. Pe 6 noiembrie, Mercur conjunct cu Saturn și această combinație stresantă aduce dificultăți de comunicare și gândire rigidă care ar putea implica legea. Pe 8 noiembrie are loc a treia conjuncție Jupiter și Pluto și asta are un impact global. Acum vom vedea propuneri legislative mondiale, nepopulare, controversate, care ne limitează inițiativa personală. Pe 10, planeta Mercur se poziționează la cea mai mare elongație și asta înseamnă că el va fi cel mai înalt punct deasupra orizontului. Acum Mercur intră pentru a doua oară în acest an în casa Scorpionului și asta aduce multă intensitate în comunicare. Pe 12, Jupiter va fi conjunct cu Pluto, a treia și ultima conjuncție de acest fel în 2020. Asta se întâmplă în casa Capricornului și aduce realizări pozitive pe scară largă internațională. Pe 13, planeta Marte intră în mișcare directă pe casa Berbecului, după 4 luni de retrogradare. Acest fenomen ne va amplifica curajul. Pe 15 noiembrie are loc fenomenul de lună nouă și pe 30 are loc fenomenul de lună plină. Tot pe 15 planeta Marte revine în mișcare directă și vom simți cum toate energiile ni se deblochează. Între 17 și 18 noiembrie are loc maximul curentului de meteori Leonide, când în fiecare oră vor fi văzuți măcar 15 meteori care vor cădea cu o viteză de 70 de km pe oră. Pe 21 are loc intrarea Soarelui în casa Săgetătorului. În următoarele 4 săptămâni, energia devine îndrăzneață, extravagantă și curioasă, cu accent pe călătorii și învățare superioară. Pe 27 noiembrie are loc un eveniment ce se întâmplă o dată pe an, și anume Venus în opoziție cu Uranus, care aduce schimbări neașteptate în dragoste sau neplăceri financiare. Pe 28 noiembrie, Neptun intră în mers direct în casa peștilor. Adică după o pauză de 5 luni, Neptun se trezește la viață pentru a aduce mai multă fantezie în viețile noastre. Și pe 30 noiembrie are loc ultima eclipsă de lună prin penumbră și va fi vizibilă din America de Nord, Estul Asiei și chiar din Japonia. Această eclipsă este importantă, deoarece dă României o nouă direcție, o nouă conducere, o nouă perspectivă mai bună. Vor ieși la suprafață secrete din trecutul României, manipulări, și asta va afecta mentalul nostru ca popor. Și vom lua hotărârea că avem nevoie de alți conducători mai democratici, mai puțin manipulatori. Vom alege astfel elitele și persoanele cu pregătire în funcția pe care o ocupă, care să ne reprezinte cu adevărat. Vom înțelege ce loc important merităm și vom alege să-i cerem politicienilor și celor ce ne conduc ceea ce ne dorim. Vom scăpa de vechea mentalitate și vom alege viața mai bună. La cererea voastră, o să vă spun acum cele mai bune zile pentru nunți din luna noiembrie, adică cele care au 100% favorabilitate. Ele sunt 2, 3 și 4 noiembrie. Restul zilelor sunt favorabile sub 50%. Acum să nu uităm că avem și concursul lunar al amuletei norocoase. Câștigătoarea amuletei din această extragere este abonata cu numele Viorica 88. Așa că o rog pe Viorica 88 să intre pe e-mailul nostru mysteriuspedia@gmail.com și să-mi lase adresa unde pot să-i trimit amuleta. Trebuie să vă reamintesc că astrologia este o știință, dragii mei. Ea nu este ghicită în cafea sau în cărți.
este un ajutor spre a ne arăta ce avem de făcut în viață, ce cale trebuie să urmăm ca să fim în deplin acord cu divinitatea sau cu ce ne este nouă hărăzit. Pentru că mulți dintre dumneavoastră îmi lăsați întrebări, ca de exemplu, o să-mi pierd casa? Sau mă mărit? Mă despart de actuala iubită? O să iau examenul? Și așa mai departe. Ca să vă răspund la aceste întrebări, trebuie să vă fac astrogramă după data și ora nașterii. Și tot ce pot să vă spun este că astrologia vă învață ce să faceți să nu ajungeți în situațiile de mai sus, dacă respectați ce spun astrele. Astrograma este un mijloc de cunoaștere a drumului vostru, al karmei, al compatibilităților, a manierei în care trebuie să gândiți și să acționați. Astrologia este cel mai bun ghid de viață lăsat de către univers omului, de la naștere până la moarte. Dar să revenim la amprenta astrală a lunii noiembrie, așa cum v-am obișnuit, dragii mei. Haideți să vorbim acum despre zodia Pești și cum este influențată aceasta de energia lunii noiembrie. La modul general, lucrurile stau cam așa. Ceea ce vă interesează pe voi cel mai mult sunt activitățile profesionale. Majoritatea planetelor se află în sectorul nordic al hărții astrale. Așa că după data de 22, va fi extrem de încurajator pentru voi pe carieră, iar poziția voastră la locul de muncă va fi îmbunătățită. Personalitatea nativilor pești se schimbă treptat de la abilitățile sociale la voința de sine. Interesul altora face loc interesului propriu. Colaborarea este înlocuită de autonomie. Puteți decide ce doriți și mai ales modul de acțiune. Toate aceste lucruri se vor întâmpla treptat pe parcursul lunii. Veți avea putere suplimentară de a atinge obiectivele academice de învățare și de comunicare. Pe partea de căsătorie și cuplu, între 7 și 28 va exista o perioadă cam turbulentă, dar cu toate astea, romantismul și pasiunea se vor menține vii în căsnicia dumneavoastră. Persoanele singure, ei, lor le place să fie agresive în formarea relațiilor de dragoste. Și dragostea poate fi găsită prin cercul de prieteni, de cunoștințe. Partea de familie lărgită, rude, nu are o energie foarte bună, pentru că este foarte probabil să vă confruntați cu membrii mai în vârstă ai familiei. Cheltuielile lărgite pe familie tind să crească și copiii vor avea ceva probleme cu școala. Partea de sănătate însă este bine și frumos aspectată. Nu există probleme majore. Bolile minore necesită ajutor medical obișnuit și nu se anticipează niciun fel de probleme grave pe sănătate. Sănătatea mentală poate fi îmbunătățită prin tehnici de odihnă și de relaxare. Pe carieră. Aceasta se va îmbunătăți simțitor după 22. Aspectele planetare devin foarte pozitive și vă puteți aștepta la promoții, promovări și la o creștere a aptitudinilor voastre profesionale. Veți avea relații extraordinare cu colegii sau cu șefii. Finanțele vor fi foarte bune. Forțele divine vă vor ajuta în acest domeniu. Vor exista multe oportunități de creștere financiară. Fluxul de bani din surse neprevăzute este foarte mare. Banii, de asemenea, pot să vină și din surse guvernamentale. Oricum, nu îi așteptați. Acesta este un moment bun pentru investiții și speculații. Și veți fi implicați în activități caritabile. Călătoriile de orice fel nu sunt recomandate. Ca și concluzie a lunii noiembrie, putem să o considerăm o lună super bună. Puteți reuși în aproape tot ce v-ați propus. Partea materială a vieții va fi foarte bună și comunicarea la cote înalte. Trebuie să vă axați pe lucrurile rămase nerezolvate, să le terminați. Câțiva dintre
voi care sunteți artiști sau oameni de afaceri pot deveni eligibili pentru premii de la un organism guvernamental. În general, sunteți copleșiți de muncă, dar ar trebui să știți că sănătatea trebuie să fie prioritatea maximă a oricui. Așa că vă recomand să vă faceți exercițiile, să mâncați mai bine, să vă plimbați în natură, să mergeți undeva unde vă place, la dans, la antrenament, la sală, orice vă relaxează. Peștii ar trebui să-și evalueze și dieta. Dacă ai tendința să mănânci mult și prost, fast food, este timpul să schimbi asta și să începi să mănânci alimente integrale mai bune. Noiembrie poate trezi în tine o tendință de comportament posesiv și gelos. Idealurile tale îi inspiră pe ceilalți și s-ar putea să simți de asemenea că în sfârșit experimentezi șansa de a folosi lucrurile pe care le-ai învățat până acum. Acum să vedem cum stau lucrurile pe conjuncții astrale și poziționare planetă. Ce trebuie să rețineți voi este că luna este o lună a transformării pozitive, deoarece două planete grele intră în mers direct. Pe 3 noiembrie, Mercur intră în mers direct. Tot aici, Mercur se întâlnește cu Venus, care va sta în această poziție până pe 21. Ultimele săptămâni ale lunii octombrie au fost grele, frustrante, dar acum totul ia o întărsătură pozitivă. Planeta Mercur, planeta comunicării, va aduce un echilibru cosmic benefic în casa voastră 8, casa taxelor, a impozitelor, a resurselor comune și voi veți face o evaluare a tot ceea ce aveți și cum puteți să vă folosiți de aceste resurse mai bine, mai eficient. Veți avea idei utile și bune, veți semna contracte, veți face negocieri de succes. Orice activitate de vânzare-cumpărare va fi productivă și profitabilă și orice ține de tehnologie iarăși va fi bine aspectată. Venus va face și va aduce vejuri bune pe plan financiar, bonusuri și investiții profitabile. 9 noiembrie, când Ceres intră în Pești, în prima ta casă. Indiferent dacă vă place sau nu, oamenii sunt înclinați să vă vadă acum ca o figură maternă, ca o sursă de hrănire, ceva așa care binecuvântează și mângâie. Acest lucru nu este cu adevărat un lucru nou pentru voi, deoarece atât de mulți oameni nevoiași din punct de vedere emoțional gravitează în jurul vostru. Și veți observa cu siguranță câtă atenție suplimentară atrageți după jumătatea lunii. Aceasta este o combinație excelentă pentru eforturile artistice și pentru creativitate. După 10 noiembrie, Mercur intră în casa voastră și se alătură Soarelui, în casa 9, și vă vine cheful de călătorii de tot felul. Mintea vă umblă prin lume, cu chef de viață și de prospecție. Casa 9 are legătură și cu învățătura înaltă, cu educația de perfecționare. Așa că este un timp optim să săpați adânc în sufletul vostru și să vedeți care este calea de urmat. Vorbesc despre calea spirituală. Pe 12. Pentru a treia oară în acest an, Jupiter va face conjuncție cu Pluto exact în casa ta 11. Asta înseamnă că prietenii, grupurile, organizațiile și inclinațiile sociale sunt mai importante decât de obicei pentru voi. Între 13 și 14 noiembrie, planeta Marte intră și ea în mers direct, pe casa 2 a banilor, și veți simți cum lucrurile încep să se miște. Pe măsură ce planeta înflăcărării și acțiunii merge în sfârșit pe mers direct, este timpul să vă concentrați eforturile asupra veniturilor obținute. În acest moment trebuie să aveți încredere în intuiția voastră, cu privire la ce proiecte merită continuate și care nu, trebuie să le opriți. În acest fel puteți să vă canalizați energia în ceea ce este cu adevărat important, mai degrabă decât să vă distrageți și disipiți atenția în mai multe proiecte. Poate că noul proiect este doar o vacanță sau o călătorie semnificativă undeva într-o locație nouă. Poate că visezi cu ochii deschiși și
despre ceva despre ce nu ai mai întâlnit până acum. În această perioadă voi trebuie să fiți foarte activi, să vă mișcați și să vă urniți lucrurile. Adică o activitate proactivă. Pe 15 noiembrie vorbim despre evenimentul de lună nouă pe casa voastră nouă. Această energie minunată vă extinde lumea, cu mult dincolo de obișnuitul cu care voi ați fost obișnuiți. Înseamnă noi începuturi ale călătoriei voastre spirituale. Și vă veți întreba des, ce căutați voi pe acest pământ? Ce aveți de făcut? Care sunt următorii voștri pași? Este un timp minunat să învățați ceva despre științele ezoterice care vă vor putea răspunde la toate întrebările și nelămuririle. Pe 21 noiembrie, Venus intră în casa 9 și tot pe 21 Soarele intră în casa Săgetătorului și aduce lumină solară casei a 10. Această energie pozitivă aruncă o lumină asupra carierei și a sectorului de statut al vostru. Așa că sunt posibile noi începuturi în carieră și, în general, voi veți fi preocupați de ce anume contează în această viață pe acest sector. Vă veți concentra pe locul vostru în societate și în sfera publică. Pe 28, Neptun intră în casa peștilor și veți fi mai sensibili decât de obicei, mai visători, mai schimbători, veți fi mai misterioși și mai plini de farmec. Iar pe 30 noiembrie are loc eclipsa de lună pe casa voastră 4, a familiei. Fiind o casă karmică care se ocupă de rădăcinile și de trecutul vostru, acesta este un moment minunat pentru a căuta informații despre de unde ai venit și unde te îndrepți. Așa că este important să găsiți un echilibru între energia pe care o cheltuiți în viața publică și energia pe care o cheltuiți în mod privat pentru voi. În acest moment, concentrați-vă pe obținerea echilibrului și prioritizarea eficientă a casei și a vieții profesionale. Dacă poți să faci curățenie în jurul casei, să deschizi puțin ferestrele, să arunci lucrurile care nu-ți mai trebuiesc, ei, atunci energia lunii va fi benefică pentru voi. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Vă pup!